Bine. Bună ziua tuturor și bun venit la această conferință de presă. Ne bucurăm foarte mult că alături de noi în județul Neamț se află vicepremierul României, Dan Barna, ministrul transporturilor, Cătălin Drulă și vicepreședintele Camerei Deputaților, Cristina Prună. Dan Barna, în 2017, a preluat un partid care era la 5-6% și a dus spre mari victorii, împreună cu o echipă mare. Trebuie să mergem înainte și la Neamț, trebuie să fim multe voci puternice în toată țara pentru a face reforme. Și la Neamț, și în Moldova, și în București. Mă bucur foarte mult de această vizită, mă bucur foarte mult că în această guvernare prioritățile de infrastructură mai ales sunt însemnate pentru Moldova și că ministrul transporturilor își face o treabă foarte bună. Voi fi scurt, voi da cuvântul mai departe președintelui USR Plus, copreședintelui USR Plus, colegul nostru, vicepremierul României, Dan Barna, urmând ca atât Cătălin Drulă, ministrul transporturilor, cât și Cristina Prună să intervină. Mulțumim din inimă primarului Florin Vârgă, care ne-a primit la Neamț. Mă bucur că avem alături de noi subprefectul de Neamț și președintele USR Tineret, Paul Marin, și o echipă foarte mare care va face o schimbare și care va crește mai departe implicarea noastră și va crește USR Plus la Neamț. Vă mulțumesc, Dan Barna, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule deputat. Sunt convins că ați urmărit cu toții șarjele domnului deputat Iulian Bulai în Parlamentul României referitoare la infrastructura din Moldova, la autostrăzile Moldovei și la dreptul Moldovei la dezvoltare. Suntem și sunt astăzi într-un turneu prin județele Moldovei. Am fost la Iași, acum suntem aici în Neamț, la Săbăoane, o să mergem și la Bacău, împreună cu ministrul transporturilor Cătălin Drulă, tocmai pentru a confirma acest mesaj pe care Iulian Bulai îl transmite constant de la tribuna Parlamentului. Moldova are dreptul la dezvoltare, Moldova merită să aibă în sfârșit construite acele autostrăzi pe care și le dorește de 30 de ani și despre care prea mult timp doar s-a vorbit teoretic. Iată că avem acest program, Plan Național de Redresare și Reziliență, în care pe zona de infrastructură sunt aproximativ 7,6 miliarde de euro, 3 miliarde pe rutier, 3,8 miliarde pe feroviar, și cea mai mare parte sau parte importantă din aceste sume, cel puțin pe partea rutieră, se referă la autostrăzile Moldovei, A7 și capetele din A8. Este o veste excelentă și faptul că aceste lucrări sunt deja în o parte dintre ele chiar în licitația pentru execuție arată că într-adevăr acest guvern și ministru Cătălin Drulă și-a asumat această prioritate și suntem foarte, foarte mândri de acest efort al guvernului. Mai spun un singur lucru înainte să-l las pe Cătălin Drulă să detalieze un pic. Aceste autostrăzi care se vor construi și A7 și A8 și celelalte bucăți de autostradă prevăzute în program vor fi infrastructură cu adevărat modernă, cu stații de reîncărcare, cu perdele forestiere, cu internet care funcționează, cu toate acele lucruri pe care lumea modernă le poate asigura, astfel încât Moldova să intre direct în area sau, mă rog, în categoria zonelor dezvoltate din punct de vedere de infrastructură rutieră. După cum ați văzut, ministerul aproape în fiecare săptămână, Ministerul Transporturilor anunță noi licitații, noi exproprieri, se întâmplă acolo activitate foarte valoroasă. Meritul pentru acest efort îi aparține în cea mai mare parte lui Cătălin Drulă și echipei sale de la Ministerul Transporturilor. Îl invit să vă spună câteva cuvinte despre proiectele pe Moldova. Te rog, Cătălin. Mulțumesc. Bună ziua, mulțumesc. Mă bucur să fim în județul Neamț, să fim în Moldova astăzi. Acest turneu de astăzi este și un semn al importanței pe care oare Moldova, oare Neamțul pentru noi în proiectele pe care le desfășurăm la Ministerul Transporturilor. Colegul meu, Iulian Bulai, e un om pasionat care vorbește cu patos și împinge proiectele Moldovei. În fiecare luni este la compania de drumuri. În echipa mea este alături și secretarul de stat Adrian Covăsneanu, de aici din Moldova, care se concentrează foarte mult pe aceste proiecte. În sfârșit am vorbit de proiecte care sunt în execuție. Mergem la Bacău, unde se finalizează centura Bacăului. Vorbim de A7, unde am scos la licitație execuția a 62 de kilometri. De altfel, A7 este proiectul principal din PNRR. Am fost la Bruxelles, le-am explicat ce înseamnă DN2, ce înseamnă crucile de pe marginea DN2, ce înseamnă calvarul lipsei de siguranță și
al drumurilor care trec prin localități. Așa i-am convins că avem nevoie de drumuri moderne. Europa de vest, chiar și Europa centrală, și le-a construit deja de 20, de 30, de 40 de ani. Noi trebuie să o facem acum, avem nevoie de acești bani europeni. Cei mai mulți bani pe zona rutieră din PNRR, vasi majoritatea, sunt pentru Moldova, care a fost lăsată în urmă atâta timp. Eu personal m-am luptat pentru proiectele de aici, deși nu sunt moldovean, dar acum 8 ani, când eram în societatea civilă, vorbeam de A7, vorbeam de A8 și lumea nu înțelegea de ce astea sunt importante, când toată lumea se concentra pe alte proiecte mai de PR, așa de spus, la televizor. Mă bucur că ajungem în sfârșit să scoatem în licitație construcția și execuția acestor lucrări. Avem și pe zona feroviară un portofoliu consistent finanțat din fonduri europene de pe program operațional, pentru că acolo partea de pregătire va fi gata doar la anul și atunci în proiectele mature au mers în PNRR proiectele celelalte în zona de program operațional. Avem și o poveste recentă, e vorba de un pasaj pentru care am în 15 iulie începe proiectarea la Roman. Este pasajul peste calea ferată, pasaj superior pe DN2, deci un pod nou peste calea ferată în loc să fie trecere la nivel. Este durată contractuală 8 luni. Ordinul de începere va fi, sau mă rog, ordinul de începere a contractului este pentru 15 iulie. Studiul de fezabilitate în 3 luni, proiectul pentru autorizație de construire la 2 luni după, la încă o lună după proiectul tehnic de execuție, termen de finalizare contract 8 luni, după care scoatem la licitație execuția acestui pasaj superior pe DN2 peste calea ferată la Roman. Asta este un anunț de ultimă oră. Proiectele de drum expres de la Piatra Neamț la Bacău progresează, partea de proiect tehnic. În general, pot spune că în sfârșit se vede lumina pentru infrastructura Moldovei. Asta ne face optimiști și muncim în fiecare zi ca oricine va veni după noi să fie inevitabil să continue acest mare portofoliu de proiecte, iar cât vom fi noi această echipă să reușim să livrăm în realitate cât mai mult din această infrastructură. Mulțumesc! Mulțumim mult pentru ce faci tu pentru Moldova și moldoveni și infrastructura noastră, Cătălin Drulă. Dau mai departe cuvântul vicepreședintului Camerei Deputaților, doamna Cristina Prună. Cristina, te rog! Mulțumesc frumos, Iulian. E prima dată când sunt în județul Neamț și trebuie să recunosc că văd aici o efervescență foarte mare și o dorință de implicare în ceea ce înseamnă guvernarea USR Plus, fie că vorbim de guvernarea locală sau de guvernarea națională. Pe Iulian îl cunosc evident din 2017 și este o persoană care s-a bătut întotdeauna pentru ca proiectele de infrastructură pentru Moldova să se întâmple. Nu a contat cu cine a stat la masă, el a avut un obiectiv clar, acela să promoveze aceste proiecte și să promoveze modernizarea Moldovei. Și iată că astăzi suntem la guvernare, 4 ani mai târziu, avem ministrul transporturilor, îl avem pe Cătălin Drulă, îl avem pe vicepremierul Dan Barna și de asemenea avem Ministerul Fondurilor Europene, unde Cristian Ghinea face o treabă extraordinară. Și de fapt ce vreau să vă spun este că sunt ministere cheie pentru ca fondurile europene să se transforme în acele proiecte care să modernizeze Moldova și să modernizeze România până la urmă. Și este un obiectiv pe care USR Plus și l-a asumat, este un obiectiv pentru care muncim și evident și acest Plan Național de Redresare și Reziliență, care iată a fost trimis la Bruxelles, conține o serie de reforme care, cred eu și am încredere că va schimba fața României și va schimba fața Moldovei. Din Parlament, alături de Iulian și de ceilalți colegi, evident că vom susține acele proiecte legislative care vin în sprijinul guvernării, care vin să facă posibile toate aceste proiecte de infrastructură pe care le-au menționat și colegii mei. Și am încredere că în 2024 fața Moldovei și fața României va arăta altfel și ne vom întâlni tot aici și vom trage linie și vom arăta ceea ce am realizat împreună. Vă mulțumesc mult și dacă sunt întrebări.
Vă mulțumesc mult. Mai urmează două scurte intervenții din partea a doi Florin. Florin Zaharia, comandant de vas comercial cu 20 de ani de experiență pe oceanele lumii, și Florin Vârgă, gazda noastră de astăzi, un primar extraordinar pentru o comună extraordinară. Domnule comandant, subprefect, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, Iulian. Mulțumesc invitațiilor noștri pentru că ne onorați cu prezența în județul Neamț. Mulțumim pentru atenția care acordați dezvoltării Moldovei și a Neamțului în special și a proiectelor mari de infrastructură care se vor realiza în următorii ani în județul Neamț. Pentru toate astea e nevoie de continuitate, e nevoie de o echipă puternică. Susțin în continuare pe Iulian Bolai la președinția organizației USR Neamț, susțin pe Dan Barna la președinția partidului USR Plus. Mulțumim! Mulțumim, Florin! Florin Bărgă! Bună ziua! Le mulțumesc distinșilor oaspeți pentru prezența de la Săbăoani. Îmi confirmă importanța Moldovei pentru guvernul USR. Îmi confirmă că proiectele pe care noi le-am pus pe masă și le analizăm la fiecare ședință o să devină realitate. Îi mulțumesc colegului meu Iulian Bulai pentru că ne-a oferit oportunitatea ca această întâlnire să fie aici. Le mulțumesc tuturor celor prezenți, le urez succes și nouă să trecem la fapte, pentru că numai ele o să vorbească pentru noi peste 4 ani. Mult succes, dragi colegi! Mulțumesc! Dacă sunt întrebări scurte din partea presei, vă rog! Mulțumesc pentru întrebare. După cum știți, referendumul este, sau mă rog, modificarea Constituției cu acea prevedere pe care USR Plus o susține cu toată energia. Este în etapa, în fața ultimului pas înainte de referendum, practic mai trebuie să fie votată în Senat, dar am așteptat cumva să trecem de această situație de pandemie, tocmai pentru a putea invita oamenii la referendumul respectiv, pentru că legea prevede foarte clar 30 de zile după adoptarea în Senat trebuie organizat referendumul. Și dacă reușim să scăpăm de pandemie în această toamnă, probabil că vom face și adoptarea în Senat și vom organiza acest referendum. Inițiativa se va întâmpla, e unul din obiectivele foarte ferme, foarte puternice pe care USR Plus și l-a asumat și va deveni realitate cu siguranță pe parcursul acestui mandat. Da, fiind o inițiativă cetățenească, modificarea Constituției se poate face prin etapele prin care am trecut cu toții și le-am urmărit ca pe un film cu suspans, ca pe un film polițist, până să ajungem în această etapă. A trecut de Camera Deputaților cu vot pozitiv evident, acum mai trebuie Senatul și în 30 de zile referendum, nu există altă variantă, fiind o inițiativă a cetățenilor. Da, e valoare de 787.000 de lei pentru partea de elaborare de proiect tehnic, studiu de fezabilitate. Valoarea în sine, investiție, o vom ști după ce se elaborează devizul în cadrul studiului de fezabilitate. A doua întrebare, când vom circula oficial pe A7 respectiv pe A7, fiind mai avansat, e mai ușor cumva de discutat despre termene. Primul sector de 62 de kilometri dinspre sud, pe această axă nord-sud, a fost deja scos la licitație, termen de execuție 20 de luni, evident, de la semnarea unui contract. Ofertele se depun în august. Se evaluează realist la începutul anului viitor, dacă vor fi și niște contestații, ar putea fi semnat acest contract, deci ar trebui livrarea undeva în zona 2023-2024. Celelalte sectoare sunt, să zicem, 2024-2025. În orice caz, tot proiectul trebuie să încadreze, mă gândesc că la 320 de kilometri, ca să ne luăm și o rezervă, tot proiectul trebuie să încadreze, după cum știți, până în 2026 pe PNRR, tocmai de-aia am ales un proiect matur. Pe A8 vor fi capetele în PNRR și încercăm să finalizăm cât mai repede acordul de mediu, care e singura etapă care mai lipsește pentru a le scoate la licitație anul viitor, probabil la început. Iar pentru sectorul dintre Târgu Neamț și Iași este în derulare proiectul tehnic, ceea ce s-a făcut deja pe A7, aici a început de două luni pe acest sector.
Este 2 ani termenul de livrare al proiectului tehnic, un proiect tehnic complex de autostradă cu studii geotehnice, cu toată partea de teren făcută. Noi am cerut ca acel sector critic dintre Lețcan și Târgu Frumos să fie prioritizat. Dacă ne livrează mai repede, o să-l scoatem la licitație imediat. Oricum, astea sunt proiecte pe care mergem imediat ce ni le livrează de la cuptor, dacă vreți, sau de la tipar, le scoatem la licitație. Adică în mai ne-au dat proiectul tehnic pentru sectorul A3 Buzău, în mai l-am scos la licitație. Toate sectoarele pe cei 320 de km din A7 ar fi anul ăsta. Mulțumesc! Dacă nu mai sunt întrebări, de la un sibian, poate pentru un sibian, vă rog. Toată lumea a mulțumit, mulțumesc și eu că ați invitat în conferința de presă. O altă întrebare, domnul vicepreședinte. Am înțeles de la doamna vicepreședinte la Consiliul a deputaților că avem 3 ministeri mari. Asta sprijină în la domnul primar, dar nu despre guvernul USR, fără să mai vorbească, să mai vorbească la plus. Putem vorbi că se pot spune prin presă că există în momentul acesta practic un guvern mare și două guverne mai mici, dacă tot ne referim doar la ministerele pe care le avem noi sau alții? Nu, cred că a fost o scăpare maximă. Adică echipa USR Plus de la nivelul guvernului e o echipă foarte solidară, foarte compactă. S-a văzut asta și la momentul delicat al demiterii Ministrului Sănătății, în care toată echipa USR Plus a fost foarte, foarte solidară în poziția pe care am asumat-o, dar și în activitățile curente ale Guvernului nu există niciun fel de distinție, pentru că suntem un singur partid, este o realitate, chiar dacă în aceste zile sunt alegeri interne și tocmai prin faptul că având aceste alegeri interne, după aceste alegeri, noile conduceri sunt conducerile USR Plus asumate de filiala integrală compusă din membrii din fostul USR și fostul Plus. Deci aici nu e niciun fel de nuanță și niciun fel de echivoc. Suntem un nou partid mai puternic, un nou partid în care membrii și din fostul USR și din fostul Plus formează acum filiale mai puternice și chiar acesta a fost mesajul pe care l-am transmis și colegilor înainte de această conferință de presă. Terminăm alegerile și ne concentrăm mai departe și pe susținerea guvernului și pe susținerea reprezentanților noștri din demnități locale, viceprimari, primari, consilieri locali ai USR Plus. Deci aici lucrurile sunt foarte clare, nu e niciun echivoc. Da. Nu, adică dacă partenerii de coaliție întreabă dacă sunt... Bun, la nivelul guvernului încercăm și am reușit într-o măsură, zic eu, satisfăcătoare să avem acele întâlniri cu premierul și cu reprezentantul cel de-al treilea partener al UDMR-ului, tocmai pentru a încerca să avem cât mai puține disonanțe la nivelul guvernului coaliției. Pentru că este într-adevăr o provocare și o așteptare uriașă ca acest guvern să facă acele reforme despre care am vorbit în programul de guvernare. Ceea ce spuneați zilele trecute, că am văzut și domnul ministru Cățu, care nu a văzut și el, apropo de ordonanțe de urgență din toamnă, cât reprezintă o posibilitate? Bine, nu vă imaginați că ne-am întâlnit și am zis, ia să numărăm niște ordonanțe acum, să vedem câte sunt. Nu, mesajul pe care l-a transmis premierul și pe care îl transmit și eu este unul foarte clar. Foarte multe dintre proiectele coaliției asumate în programul de guvernare sunt în momentul de față blocate în Parlament. Ori miza este și așteptarea românilor este ca acele reforme despre care am vorbit, primarii în două tururi, pensii speciale, secția specială de justiție, desfințarea ei evident, reforma în educație, toate lucrurile acelea să devină realitate. Ori dacă pe unele subiecte vom avea o rezistență la nivelul Parlamentului și nu va fi posibilă deblocare prin Parlament, nu excludea premierul și opțiunea acesta a unor ordonanțe. Dar nu este un scop în sine să dăm ordonanțe pur și simplu. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc mult! Văzând componența care există aici, sunteți aici pentru a sprijini un candidat sau pentru a prezenta unitatea? Suntem aici, după cum spuneam, este un turneu în județele din Moldova pentru a vorbi despre infrastructură și despre faptul că acest guvern susține infrastructura în Moldova, pentru că prea mulți ani a fost doar o discuție teoretică. Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Rămânem aici, facem o fotografie de grup și apoi ne luăm rămas bun de la oaspeții noștri. Vă rog pe toți colegii care doresc fotografie împreună. Ia-ți miasă!
Acolo. La Iurea? La domnul Cumul, cum așa mă rog.